Contrabandă cu țigări în mijlocul Constanței. Polițiștii locali au confiscat zilele trecute peste 1000 de pachete netimbrate cu țigarete, aflate la vânzare într-un magazin alimentar. Detalii are colega mea Cristina Dalas. Cristina, bun găsit, te ascultăm! Bun găsit, Ivet! 1600 pachete de țigări din diverse mărci care nu aveau timbru au descoperit polițiștii locali într-un magazin alimentar din piața Tomistrei. Pachetele de țigări au fost confiscate, iar vânzătoarea este cercetată pentru contrabandă de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Constanța. În ultimele 6 luni, polițiștii locali au depistat 29 de persoane care comercializau țigări netimbrate în diferite zone ale municipiului Constanța. 3125 de pachete de țigări au fost confiscate, iar persoanele care comercializau țigaretele fără timbru au fost cercetate pentru contrabandă. Atât de aici, Ivet.